Este ora 14, bine v-am găsit. Liberalii îi acuză pe PSD-iști că s-au cerut la putere pentru resurse. Grindeanu spune că este dezastru după guvernările de dreapta, îi acuză pe Orban, Câțu și Ciucă, ultimii trei premieri ai României, că țara a ajuns în pericol de suspendare a fondurilor europene. Partenerii de coaliție au început circul declarațiilor, se acuză unii pe alții pentru dezastrul din economie. Un vicepreședinte al PNL cere lui Ciolacu să facă un pas în spate. Asta se întâmplă în timp ce mediul de afaceri cere îndurare de la guvern. Antreprenorii sunt îngroziți de măsurile de supraimpozitare pe care le pregătește cabinetul Ciolacu. Unii spun că vor să se mute din România, alții amenință cu greva fiscală. În loc să comunice clar și asumat ce au de fapt de gând să facă, după cum vedem, partenerii de coaliție au început să se înjure. Îi mulțumesc fostului ministru de finanțe, Dan Vâlceanu, în legătură telefonică directă. Bună ziua, domnule Vâlceanu, vă mulțumesc mult. Salut, Mona, mulțumesc pentru invitație. Domnule Vâlceanu, faptul că acum domnul Grindeanu spune că unii plâng cu lacrimi false și că trei foști premieri liberali sunt de vină pentru dezastrul economic în care se află în România, ce ar trebui să ne dea de gândit? Ar trebui să ne dea de gândit că domnul Grindeanu nu știe ce vorbește. România nu este într-un dezastru economic, se află într-un dezastru bugetar. E cu totul altceva. În ultimii ani, România a avut creștere economică. Practic, am avut o redresare după perioada pandemică și deficitul intrase pe un trend descendent, având în vedere că noi aveam această problemă a procedurii de deficit excesiv încă din 2019. Există o comunicare a Comisiei Europene care spune foarte clar ce au făcut guvernele PSD pe care le apără acum domnul Grindeanu. Dar chestiunile astea n-au niciun fel de importanță și sunt lipsite de relevanță pentru mediul de afaceri. Pentru că mediul de afaceri a văzut că încă de anul trecut cheltuielile statului au început să crească, numărul angajaților la stat a continuat să crească și se așteptau probabil că la un moment dat să vină și nota de plată, numai că, așa cum spun acum cei din mediul de afaceri, toată lumea spera ca această notă de plată să plătească tot statul, adică să reducă cheltuielile bugetare. Statul și guvernul să vadă că nu își poate permite să plătească lucrurile la care s-a angajat, numărul mare de bugetari, numărul mare de demnitari și așa mai departe, și să reducă aceste cheltuieli. Numai că, așa cum toată lumea se aștepta, cel puțin eu mă așteptam, pentru că încă din momentul în care domnul președinte Klaus Iohannis a dorit această coaliție cu PSD, ne-am încercat să ne apărăm de potențialele creșteri de taxe cu care vine PSD-ul de obicei și am introdus atunci ca o linie roșie să nu crească taxe și să nu fie introduse taxe noi. Numai că, și anul trecut și anul ăsta, PSD a avut mai multă forță în interiorul coaliției și a impus aceste măsuri. Marcel Ciolacu nu se lasă intimidat, spune că va da această ordonanță de urgență privind taxele, spune că de la 1 septembrie ar trebui să fie aplicate măsurile despre care se vorbește în ultimul timp și nu de la anul. De ce această grabă, domnule Vâlceanu? Pentru că pe partea de cheltuieli nu mai ai timp să reduci foarte mult. Suntem deja în august, ar mai rămas foarte puțin timp din anul ăsta și o reducere a cheltuielilor în anumite zone înseamnă o reducere a cheltuielilor pentru câteva luni. În plus, unele soluții pe care Marcel Ciolacu le-a arătat publicului din România ca desfințarea acelor 200.000 de posturi vacante, aceea este o non-soluție, pentru că de fapt nu ai cheltuieli bugetare din moment ce nimeni nu e angajat pe acele posturi. Și atunci, având în vedere că pe parte de cheltuieli lucrurile sunt limitate, adică soluțiile sunt limitate, evident încearcă să rezolve această problemă crescând taxe pentru toată lumea. Deci, practic, în acest moment, orice om care muncește în această țară este afectat de creșteri de taxe. Absolut orice om. E mare sentimentul de frustrare, mai ales în rândul mediului de afaceri. IMM-urile sunt cele care se tem că vor fi pur și simplu obligate în urma acestor noi reglementări, fie să închidă, fie să se mută. Unii dintre ei amenință cu greva fiscală. Ce ar însemna o grevă fiscală, domnule Vâlceanu? Dezastru. Vă dați seama că IMM-urile au fost primele lovite încă de anul trecut, odată cu creșterea inflației,
Și practic inflația aceasta cu două cifre. De ce? Pentru că au crescut dobânzile și odată cu creșterea dobânzilor, accesul lor la finanțare a fost limitat. Deci, practic, cu cât ești, dacă faci parte din această categorie a IMM-urilor, problemele tale sunt mult mai mari, pentru că nu-ți permiți și nu ai cifre să ai acces la finanțare așa cum au companiile mari. După aceea au venit creșterile de taxe de anul trecut, care i-a lovit tot pe ei, având în vedere că una dintre măsuri a fost reducerea acelui plafon pentru plata impozitului pe venituri, practic pe veniturile micilor întreprinderilor, și anul au venit o a doua ordonanță, vorbim de ordonanța asta, sau vine, o să vină, în care iarăși se reduce acel plafon. De asemenea, profesioniștii, mă refer aici la avocați, contabili, medici și așa mai departe, vor avea scos acel plafon de plata plafonul pentru plata contribuțiilor la sănătate. Impozitele pe proprietate cresc, toate prevederile din această ordonanță. Deci, practic, orice om care muncește va fi afectat grav, cu atât mai mult întreprinderile mici și mijlocii, despre care vă spuneam că se luptă și cu inflația și cu dobânzile și acum și cu taxele. Și problema mare este lipsa de predictibilitate, pentru că la începutul acestui an oamenii și-au făcut niște calcule, se trezesc că din septembrie este foarte posibil să se schimbe regulile jocului și e o chestiune care le zdruncină sănătatea până la urmă. E adevărat, dar pe de altă parte știți foarte bine că în mediul politic, atunci când se iau asemenea măsuri, retorica este alta. Ei nu se bazează pe predictibilitate. Ei spun că aceste decizii se iau și nu se discută. Pentru că ei știu că orice discuție legată de asemenea măsuri poate conduce la renunțarea la unele dintre măsuri sau și mai mult la pierderi de voturi. Da, urmează un an electoral și e foarte posibil ca electoratul Partidului Național Liberal, pentru că vorbeați despre profesiuni liberale, despre avocați, despre medici, despre cei care vor avea de plătit contribuții în plus, e foarte posibil ca cei care decontează până la urmă să fie tot cei din PNL, domnule Vâlceanu. Cu siguranță va deconta PNL, pentru că electoratul liberal se așteaptă ca noi să facem ceva, nu numai să vorbim. Și evident că încă de la începutul acestei coaliții electoratul nostru a fost dezamăgit. Noi promisem în campanie electorală că nu vom face niciodată o coaliție cu PSD. Mai mult decât atât, începând de anul ăsta, am cedat practic guvernarea PSD. Sunt mici probleme de sunet, dacă ne auziți acum mai bine. Eu vă aud. Da, e perfect, e bine, așa e bine. Vă rog. Vă spunem că noi suntem cei care vom deconta cu siguranță, pentru că am avut această problemă cu coaliția, adică de la formarea coaliției, cu faptul că electoratul nostru nu și-a dorit această coaliție și s-a simțit rădat. Și pe de altă parte, nu am avut forță după constituirea acestei coaliții să ne opunem acestor măsuri de creșteri de taxe cu care PSD a venit. Vă aduc aminte faptul că încă din primele zile acestei coaliții, domnul Căciu, la o ședință de guvern, cita pe bandă, practic, nediscutând cu nimeni dinainte, faptul că dacă un antreprenor nu plătește stopajul la sursă, riscă dosar penal, ceea ce era o aberație, pentru că sunt foarte multe situații în economie în care te poți trezi că poți să intri într-o incapacitate de plată. Mulțumesc foarte mult, domnule Dan Vâlceanu, pentru intervenția dumneavoastră. Vă reamintesc, premierul Ciolacu vrea ca aceste măsuri să intre în vigoare de la 1 septembrie și nu de la anul. Graba guvernului este mare, pentru că urgența acoperirii unor găuri este la fel de mare. Le mulțumesc invitațiilor mei, domnul Petru Dandea de la Cartel Alfa ni se alătură pe Skype. Bună ziua, domnule Dandea, mulțumesc mult!
Mulțumesc și eu. Îl salut și mulțumesc lui Adrian Negrescu, analistul economic Adrian Negrescu. Bună ziua, Adrian Negrescu, mulțumesc mult! Bună ziua, bine v-am găsit! Adrian Negrescu, ca și când această lipsă de asumare și de comunicare deschisă, bărbătească, sau mă rog, să nu deranjăm pe nimeni, uneori femeile sunt mai asumate decât bărbații, da? Ca și când faptul că lasă să se scurgă pe surse tot soiul de informații care îi fac pe cei din mediul privat să-și facă valiza la propriu. Sunt foarte mulți antreprenori care spun că se gândesc să părăsească România dacă se vor lua măsurile despre care se vorbește. E, ca și când toată această confuzie n-ar fi fost suficientă, au început și declarațiile contradictorii dintre ei. Liberalii acuză pe PSD-și că s-au urcat pe resurse și că ăsta a fost motivul pentru care au venit la guvernare. PSD-știi spun că liberalii sunt niște fantome roz cu buline. Asta are nevoie în momentul acesta România să audă? Asistăm la nouă repriză de circ ieftin, cum am văzut-o și anul trecut, înainte de majorarea taxelor. Să nu uităm că și anul trecut n-au crescut taxele în mediul de privat, de am ajuns să plătim impozite pe dividende la 8% față de 5%, s-au eliminat toate facilitățile legate de munca part-time și alte multe alte măsuri. Gândiți-vă, a crescut inclusiv TVA-ul la locuințele noi, mai scumpe de 120.000 de euro, la 19% față de 5% cât era până atunci. Și atunci au procedat la fel, s-au certat între ei, au mimat un dialog și au impus concis, fără niciun fel de apelativ, că nici nu poți să-i spui altfel, au impus aceste măsuri. Probabil așa și se va întâmpla și acum și vor aplica de la 1 septembrie, ceea ce din punctul meu de vedere este o gravă greșeală care va genera multiple efecte negative în economie. Uitați-vă, vă dau un exemplu. În piața imobiliară deja, introducerea acestui impozit de 5%, da? Creșterea practic a taxei pe vânzările de locuințe la 5%, deja a declanșat un adevărat haos, pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să cumpere, deja au precontracte și vor să cumpere luna asta apartamentele, fac presiune la dezvoltatori pentru a nu plăti 5% taxe față la start, față de 1% cât era până acum. De asemenea, creșterea TVA-ului la imobiliarele noi, de asemenea, creează mari probleme pentru că dă peste cap tot ce înseamnă prognoze pentru sau planuri de investiție, atât pentru dezvoltatori, cât și pentru oamenii care vor să-și cumpere o locuință. Da? Gândiți-vă că cumpăra o locuință nu înseamnă doar să investești în achiziția respectivă, ci să investești în industria mobilei, electrocasnice, electronice, în tot ceea ce ține de viața noastră de zi cu zi. Noi, practic, îi aruncăm pe români din țară. În loc să le creăm condițiile să-și creeze o casă aici, un cămin aici, cu de toate, să investească în economia românească, noi le punem taxe peste taxe, peste noapte. Vă dați seama, de la 1 septembrie, suntem în luna august, da? Se modifică regulile jocului și te întrebi oare cum vor reacționa românii. Probabil cei mai mulți vor alege să plece, vor închide business-uri sau vor merge în economia subterană. Și mi-e teamă că aici va fi o mare problemă. Economia subterană, adică evaziunea fiscală, va crește la cote poate demne de anii 90 în România. Domnule Dandea, în această dimineață, dumneavoastră cei de la BNS ați lansat un manifest. Cât de gravă credeți că este situația în momentul acesta pentru mediul de afaceri? Situația este extrem de gravă, dar nu doar în momentul acesta. Practic, asta este problema veche a României, dar eu, sincer, cu mare sinceritate, aștept primul jurnalist român care o să înceapă să vorbească public de ce sistemul fiscal din România trebuie reformat profund și să răspundă corect. Pentru că răspunsul corect la această întrebare este că, deși suntem țara cu cele mai mici venituri bugetare exprimate ca procent PIB din Europa, în România toată lumea plânge că avem taxe și impozite mari. Acum, cum se explică acest paradox? Paradoxul se explică că în sistemul fiscal românesc, în economia României, care este dominată ca activitate de corporații multinaționale, cea mai mare parte a taxelor și impozitelor care le plătim în România le plătesc salariații, populația în general, incluzând și pensionarii, și companiile mici și mijlocii, care sunt de regulă companii cu capital românesc. De aici apare acest paradox. Și atunci, ce ar trebui să fie o reformă reală, o reformă fiscală reală în România, n-a fost niciodată și nici de data aceasta nu este. Echitatea despre care vorbește domnul premier Ciolacu
ar trebui văzută într-o reformă fiscală, când această sarcină fiscală uriașă pusă în spatele salariaților și a companiilor mici și mijlocii ar fi împărțită echitabil, așa cum domnia sa spune, între corporații și companiile mici și mijlocii, respectiv salariați. Dar nu se, nici de data aceasta nu se face acest lucru. Și nu se vorbește de cauza gravă care a generat, de fapt, această situație în care România este singurul stat european aflat în procedură de deficit excesiv, care știm ce înseamnă dacă nu te conformezi planului de reducere a deficitului fiscal convenit cu Comisia Europeană, Comisia blochează fondurile europene. Da, cred că demnitarii sunt cei care ar trebui să vorbească despre asta, că jurnaliștii tot vorbesc. Adrian Negrescu, domnul Ciolacu spune că nu va ceda presiunilor, reforma bugetară se va face, iar în ceea ce privește acest strigăt pe care îl tot lansează mediul de afaceri, nu aplicați creșterea de taxe la care vă gândiți că vom sucomba, nici aici premierul nu pare prea sensibil, lucrurile par să meargă mai departe. Da, gaura bugetară e atât de mare încât ei trebuie să-și acopere cu ceva aceste lipse de fonduri și mai mult decât atât, gândiți-vă că ei vor trebui să crească pensiile de la 1 ianuarie cu măcar 16% conform legii, da? Și asta înseamnă vreo 21 de miliarde de lei bani care nu există în momentul de față. Vor trebui să crească salariile din sectorul privat pentru că e an electoral și se va întâmpla acest lucru și sunt vreo 9 miliarde de lei acolo și vor mai trebui să plătească în plus la pensiile speciale, da? Undeva la nivel de 2 miliarde de lei. De ce? Pentru că foarte mulți dintre cei care sunt în pragul pensionării cu siguranță o vor face. Vor ieși la pensie pentru a beneficia de prevederile legii aflate în vigoare în momentul de față. Deci sunt foarte mulți bani care nu există în momentul de față la buget, iar măsurile de, între ghilimele, de reducerea cheltuielilor din sectorul bugetar sunt doar o apă de ploaie. 6 miliarde de lei, după cum ne spunea președintele PNL, domnul Ciucă, reprezintă aproape nimic în condiții un deficit bugetar care e undeva pe la 5-10 de miliarde de lei. Ca să vă faceți o idee, numai pe cheltuielile cu bunuri și servicii statul cheltuise în primele 5 luni undeva la nivel de 30 de miliarde de lei, cu 15,4% mai mult decât anul trecut. Deci reducerile astea bugetare nici măcar nu sunt în marja de a reveni la cheltuielile asumate prin buget. Cheltuielile statului cresc cu 17% în momentul de față. Adică e doar un fel de un simulacru de reformă care, da, reprezintă un pas înainte, dar nu e de ajuns. Noi ar trebui să tăiem cheltuieli bugetare de vreo 20 sau 30 de miliarde de lei. Și vă dau un exemplu. Numai la companiile statului noi venim și subvenționăm pierderile acestora cu 9 miliarde de lei în fiecare an. Și sunt aproape 60% dintre companiile statului care sunt în insolvență sau funcționează doar din prisma de a oferi niște locuri de muncă bine plătită unor oameni ajunși acolo pe știm pe care criterii. Dacă vrem reforme, știm unde să le facem, știu și ei care sunt reformele dure și absolut necesare, dar nu le vor face pentru că vine anul electoral. Da, sunt semnale de alarmă că, deși există această intenție a guvernului de a eficientiza instituțiile, chiar pe cele din domeniul protecției sociale, că am tot vorbit despre controlele ineficiente total în cazul azilelor, se fac angajări în continuare și în continuare există intenția domnului Dandea ca acele superagenții să existe, să se înființeze unele dintre ele. De aceste agenții nu se atinge nimeni, dar e o declarație interesantă făcută în ultimele zile legate de salariile mari din România. Marcel Ciolacu se gândește să taie salariul lui Mugurii Sărescu, de exemplu. Vom vedea în ce măsură asta se va întâmpla. Nu o să-i taie domnului guvernator nimeni salariul. Asta e clar și e clar de 33 de ani, nu de asta e. Însă restructurare la nivel național este necesară. Cristian Grosu, un coleg de-al dumneavoastră, a publicat chiar astăzi un articol foarte interesant arătând miliardele care se scurg an de an către comune din România care nu sunt în stare să-și financeze propriile cheltuieli datorită contextului economic local. Și Cristian Grosu, pe bună dreptate, întreabă de ce există aceste 2000 de comune care nu sunt în stare să-și plătească nici măcar
minimul de salariați necesar într-o administrație publică care să producă servicii pentru cetățean. Aici ar fi necesar o reformă profundă, dar asta presupune o reformă administrativă. Partidele politice, când se apucă să facă campanie pentru alegeri, numai să renunțe la primar, nu le-ar trece prin cap. De-aia spunem noi că reforma asta fiscală nu este reformă fiscală. Acolo noi ar trebui să renunțăm practic din cele 2800 de comune. Probabil că România s-ar descurca cu 1500 fără probleme și ar și avea bani să financeze la nivel local servicii publice de calitate. Dar uitați că nu se face așa ceva. În ce privește agențiile naționale, și acolo venim cu măsuri unde nu trebuie și nu venim cu măsuri acolo unde trebuie. Colegii noștri de la Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară, care au omologi la nivel european, de ce? Pentru că ei practic se ocupă de securitatea alimentară la nivel de România, au trimis o scrisoare în această dimineață premierului arătându-i că modul în care se propune restructurarea acestei autorități naționale este unul complet greșit, care merge împotriva regulamentelor europene și România o să aibă probleme. Adică se dorește ca toată structura regională a acestei agenții naționale să fie trecută practic sub controlul consiliilor județene, ceea ce este complet incorrect, pentru că este vorba de o autoritate publică, așa cum vă spuneam, care, practic, statul român trebuie să o mențină în funcțiune atâta timp cât regulamentul european care vorbește de securitatea alimentară în Europa este în funcțiune. Da, e interesant exemplu pe care l-ați dat. Adrian Negrescu, întorcându-ne la acest... practic, dorința lui Marcel Ciolacu de a arăta că atacă chiar și cele mai... intangibile funcții, guvernatorul Mugurii Sărescu ar urma să primească bani mai puțin pentru că există o strategie potrivit căreia cei mai importanți, cei care câștigă salarii mari, să nu câștige mai mult decât de 6 ori decât un ministru. Bun, da, de 6 ori mai mult înseamnă deja foarte mult, nu? Într-adevăr, sunt niște salarii mai mari decât managerii de multinațională din România. Adică, oricum, statul român plătește cu 40% salarii mai mari decât în sistemul privat, pe medie mă refer. Suntem într-o situație absurdă. Asistăm la o scamatorie bugetară, pentru că nu îi putem spune altfel, în care ni se scot în evidență cele 50 de măsuri, care dintre ele, multe sunt apă de ploaie. N-au nicio legătură cu restructurarea statului de care vorbea și invitatul dumneavoastră despre necesitatea unei reforme inclusiv administrative, dar noi funcționăm cu un stat care a fost construit pe principiul județelor acum 80 de ani, în anii 60, din câte știu. Din anii 60 funcționează sub forma asta. Adică toate țările din regiune au făcut reforme administrative, reforme fiscale. Noi venim și pansăm o realitate și de aceea se întâmplă ceea ce se întâmplă în momentul de față. Domnul Ciolacu, când vine și anunță o măsură de genul ăsta, calcă într-o stachină, care la rândul îi lovește altă stachină și peste tot se creează cioburi. Și asta este problema, pentru că statul riscă în momentul de față, pe fondul acestor măsuri, să intre într-o criză fără precedent, care ne poate duce inclusiv în incapacitate de plată. De ce? Pentru că suntem aproape de acel moment. Faptul că avem un deficit bugetar de peste 5% în momentul acesta, calculat în momentul acesta, la care poate ar putea ajunge până la 7%, e un semnal de alarmă pentru investitorii străini, pentru piețele internaționale. Nu este exclus ca România să ajungă și ea la categoria junk. Nu uita, zilele trecute America a fost retrogradată de Fitch pentru problemele bugetare. Iar noi, dacă ajungem la junk, categoria junk, cursul euro se duce în bălării, adică va trece cu siguranță peste 5 lei, vom avea din nou probleme de finanțare la nivel internațional și practic nu vom mai avea cu ce să plătim facturile pentru salarii, pentru pensii, economia se va bloca, iar ideea unei decisiuni dure și extrem de devine realitate. Adică măsurile astea pe care ei le iau în momentul de față sau ni le propun în spațiul public, faptul că nu sunt însoțite de niște studii de impact foarte bine definite legate de efectele acestor decizii, generează practic un haos care va putea fi cu greu stins în perioada următoare. Da, un haos pe care îl anunță și cei din mediul privat, domnule Dandea. Oamenii vorbesc despre grevă fiscală și despre mutarea afacerii în altă țară decât România.
Fix asta spuneau cei din guvern, că n-ar trebui să se întâmple, pentru că în România sunt în continuare taxe mai mici, în timp ce doar în Bulgaria sunt taxe mai mici decât în România, în alte țări sunt taxe mai mari, inclusiv pentru IT-ști. Taxe mai mici pentru corporații, taxe uriașe pentru companiile mici și mijlocii. Eu asta spun. Și dacă Europa și Uniunea Europeană, Comisia Europeană și OECD la nivel global se bat de 15 ani să crească fiscalitatea pentru corporații, ăștia nu sunt împiți. Ăștia știu ce spun. Și practic, România a aderat la pilonul 2 OECD anul trecut. Pilonul 2 OECD spune să taxeze efectiv profitul corporațiilor multinaționale cu 15%. De ce nu vedem măsura asta introdusă în codul fiscal din România? Pentru că România a semnat acest acord la nivel global. Și de ce nu o vedem? Păi de ce nu o vedem? Pentru că în realitate în România corporațiile plătesc 2-3% din profit. Fiindcă fac ceea ce vă spun, planificare fiscală agresivă. Și atunci de unde să aducem bani în buget? Îi omorâm pe imemiștii români, îi omorâm pe salariați cu taxare de peste 40% și menținem sistemul ăsta de zeci de ani de zile în România. Asta nu este reformă fiscală, asta e o bătaie de joc. Bine, dar Adrian Negrescu, cei care spun că asta nu este o politică responsabilă, nu folosim cuvinte de genul suveranist și așa mai departe, pentru că au fost atât de pervertite și de trase în ridicol încât... Da, patriotism economic. Da. Unde e patriotismul economic dacă ne facem că nu vedem care e situația cu aceste mari companii despre care vorbește domnul Dandea? Și nu e vorba numai de aceste mari companii. Gândiți-vă inclusiv companiile statului care sunt cei mai mari datornici la bugetul de stat. Acolo sunt marile probleme. Da, domnul Negrescu, dar companiile astea mari multinaționale scot zeci de miliarde de dolari și de euro. Și acolo, de adevăr, aveți dreptate. Sunt zone inclusiv de evaziune fiscală în România, inclusiv pe zona importurilor de produse alimentare, produse din tutun, produse de orice natură, care nu sunt atinse în momentul de față. Spuneam chiar astăzi într-un interviu faptul că dacă ar fi vrut într-adevăr să rezolvăm problema deficitului bugetar, trebuia să intrăm pe zona de evaziune fiscală cu niște măsuri foarte bine puse la punct. Dacă nu știm ce să facem, puteam să apelăm la oamenii din sectorul privat, că avem foarte mulți specialiști capabili să vină cu niște soluții în așa fel încât să reduce evaziunea fiscală, care ne-a afectează și pe noi. Chiar și eu am, compania mea are jucători în piață care lucrează la negru, da? Care concurează cu noi și care oferă facturi false sau nu oferă facturi și felul ăsta un avantaj față de noi, da? Deci această evaziune fiscală se practică la scară din ce în ce mai mare în România și tinde să explodeze în perioada următoare dacă cresc aceste taxe. Dar iată că noi nu vorbim de evaziune fiscală, noi nu vorbim de măsuri concrete pentru a aduce măcar 2-3 miliarde din cele 16 miliarde de euro cât reprezintă evaziunea fiscală la nivel național în fiecare an. Nu, noi vorbim de taxarea micilor afaceri și a celor care au curajul să investească în țara asta, da, de la apartamente, la mașini, la ceea ce vă doriți. Vorbeam despre declarațiile unui lider al PSD care spune că nu e o tragedie creșterea taxelor. E vorba despre un lider care dă propriul exemplu, spune că familia sa are micro-întreprinderi și că nu e nicio problemă dacă va plăti în plus la stat, domnule Dandea. Păi am văzut la începutul anului, când s-a modificat regula de impozitare a micro-întreprinderilor, ce s-a întâmplat. Dacă în luna decembrie am încheiat anul trecut cu un număr de sub 300.000 de micro-întreprinderi în România active, înregistrate oficial, în două luni de zile, practic, am sărit de peste 600.000 de micro-întreprinderi. Știm ce s-a întâmplat acolo. De fapt, nu s-a pierdut din numărul de micro-întreprinderi, dar avem peste 600.000, a urcat numărul PFA-urilor la peste 600.000, pentru că oamenii au preferat să-și desființeze firma, să se autorizeze ca persoană fizică, pentru că regimul fiscal de la persoană fizică autorizată e mult mai favorabil decât cel de la micro-întreprindere. Și asta s-a întâmplat. Era. Sigur. Nu va mai fi, da. Era. În situația acestei ordonanțe se va întâmpla ce spune domnul Negrescu probabil, adică o să-și facă bagajele și o să plece dincolo.
Da, se anunță proteste împotriva guvernului, aceste măsuri fiscale se bat cap în cap, se taie posturile din asistență socială, dar se fac angajări de personal în centre. O chestiune, da, care pare fără noimă, este adusă în atenția publică de Federația Columna, care a solicitat premierului și ministrului Muncii în repetate rânduri să se discute despre acest sector al asistenței sociale. Avem o legătură telefonică directă cu domnul Lucian Puiu, secretar general al Federației Columna. Bună ziua, domnule Puiu, mulțumesc mult pentru intervenție. Ne auziți? Vă aud, da. Bună ziua tuturor. Da. Aș face o mică precizare. E vorba de tăierea tuturor posturilor vacante în asistență socială, inclusiv în centru. Deci da. Și acolo nu se fac angajări, pentru că, după cum bine știți, în luna mai, guvernul a venit cu o altă ordonanță de urgență prin care, la momentul respectiv, a blocat orice angajare în domeniul... Deci în momentul ăsta, în centrele de asistență socială, se mai fac angajări? Nu se fac angajări, decât pe acele posturi unice, dar sunt foarte puține. Acelea sunt foarte puține. Bun, spuneți că e posibil să amenințați deja cu proteste. Care e motivul? Păi, haideți să o luăm în ordine cronologică. Această ordonanță de urgență vine cu o serie de măsuri care se traduc în, pe de o parte, cum spuneam mai devreme, în tăierea de posturi vacante. Aceste posturi vacante nu pot fi ocupate nici anul acesta și n-au putut fi ocupate nici anul trecut datorită faptului că au fost blocate concursurile, pe de o parte, iar pe altă parte, la concursurile care se organizează, datorită nivelului de salarizare foarte scăzut din sistem, nu se prezintă nimeni. Deci, practic, ne trezim cu o problemă de deficit de personal care se cronicizează de la an la an. Noi am insistat de un an de zile cu privire la elaborarea unui normativ minim de personal pe toate serviciile sociale, tocmai pentru a avea oameni cu care să îngrijim, copiii, persoanele cu dizabilități și vârstnicii. Ați văzut toate problemele care au ieșit la iveală în zona furnizorilor privați de asistență socială în ultima perioadă. Au fost controle în centre și multe din probleme sunt create tocmai datorită faptului că nu există personal suficient pentru a îngriji acești oameni și, pe altă parte, datorită capacității reduse a centrelor publice de asistență socială, care nu pot prelua toate cererile de internare. Uneori ne gândim că această capacitate este intenționat menținută redusă pentru ca toată constelația asta de căpușe politice să poată să dreneze bani de la stat și să-i țină pe bătrâni, copii și așa mai departe, în condițiile pe care le tot descoperim după povestea aia cu Azilul Groazei. Au apărut nenumărate alte cazuri de genul acesta. Adrian Negrescu, și chestiunea asta cu disponibilizările, cu blocările, riscă să fie o sursă de haos. Pentru că, iată, domnul Puiu ne spune că în momentul acesta nu prea sunt oameni angajați la stat care să poată asigura serviciile sociale pentru categorii vulnerabile care au nevoie în centre specializate. Da, eu am spus de la început că ni s-a vânturat această cifră de 200.000 de locuri de muncă la stat care vor fi eliminate, fără niciun fel de date concrete. Și vă spun mai mult ca sigur că marea lor majoritate sunt niște domenii extrem de importante, de la poliție, la asistența sanitară, la educație, la niște servicii absolut esențiale pentru noi toți, pentru toți cei care trăim în această țară. Nu e vorba de funcționari publici, nu e vorba de angajați din ministere, nu e vorba de demnitari și alte categorii dintre acestea privilegiate. E vorba de oameni de care chiar avem nevoie. De posturi care sunt absolut necesare, de pildă în serviciile de urgență, medicale de urgență, în poliție, da, în tot felul de domenii care duc lipsă de personal în momentul de față. De aceea am spus că e doar o simplă măsură de imagine, o simplă scamatorie, cum am spus eu, pentru că realitatea arată că nu există practic o dorință de a tăia de unde trebuie, pentru că sunt foarte multe instituții care au o schemă de personal super, super aglomerată și să completeze acolo unde este absolut nevoie. Deci noi nu facem o reformă a personalului din administrația publică, noi tăiem doar
ce se poate și ce nu ne afectează din Da, punct de vedere dar electoral. întrebarea este, este ăsta momentul decontului pentru tot huzurul din ultimii ani, pentru toate angajările pe pile politice, pentru toate sinecurile pe care le-a acordat statul? Pentru că, domnule Dandea, mă gândesc că sunt și ei conștienți că aceste măsuri impopulare, mai ales pentru mediul de afaceri, se vor întoarce împotriva lor în buza unui an electoral. Așa este. Din păcate, știți, premierul Ciolacu vorbește de băieții care stau la serviciu în sistemul public și joacă solitar. Da. Necazul mare e că, uitându-te pe ordonanță, nu ea pleacă. Pentru că ea ar trebui să plece, în mod evident. Nu plătim funcționari publici în România să joace solitar la serviciu. Dar nu ea pleacă. Pleacă oameni sau se desfințează posturi în cadrul unor agenții unde se știe din start că, la momentul actual, există deficit de personal. Da? Pentru că imaginați-vă, nu un îngrijitor sau o asistentă dintr-un centru social joacă solitar la serviciu. Ea nu joacă solitar că nu au timp. Dar ce spune domnul Negrescu, solitarul e prin alte zone unde sunt acești salariați privilegiați de care nu se atinge nimeni. Vă mulțumesc mult, facem o foarte scurtă pauză și revenim. Direcția de Sănătate Publică a finalizat ancheta în cazul femeii lăsate să nască pe trotuar în fața spitalului din Urziceni. Ce s-a descoperit? Managerul primește o amendă de 4.000 de lei, medicul de gardă o amendă de 3.000 de lei, asistenta tot așa o amendă de 4.000 de lei. La data verificării, pe secție erau 4 saloane, 4 paturi, niciun pacient, un medic și 2 asistente. Deci atunci când femeia a cerut să fie primită în spital pentru a naște, în spital nu era nici un pacient, niciunul. Emidian Isăilă revine în legătură directă cu noi. Bună ziua, Emidian, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Am discutat deja ieri despre reportajul pe care l-ai realizat la Urziceni. Avem și primele rezultate ale unei anchete făcute de Direcția de Sănătate Publică. Potrivit acestei anchete, după cum spuneam, în 4 paturi nu se afla la ora la care a venit femeia să se nască nici un pacient. Da, din păcate, rezultatele anchetei arată situația paradoxală a Spitalului Urziceni. Cum spuneam și ieri în intervenția de la tine din emisiune, această instituție nu poate asigura serviciile necesare pacienților din oraș și din localitățile din prejur, în primul rând pentru că nu are personal și nu are personal calificat. Există o mare problemă de management la acest spital, nu știu de ce, ascunsă de administrația locală, în care nu au reușit niciodată să aducă și să spitalul să-l facă interesant pentru medici și asistente care să lucreze acolo. Trebuie să facem precizarea că spitalul e la 60 de kilometri, chiar mai puțin de 60 de kilometri de București, cam o oră de mers cu mașina. Și din câte știu, sunt foarte mulți medici în capitală care lucrează, fac ore suplimentare la spitalele din prejur, ajungând chiar încolo, spre Breaza, Câmpina și așa mai departe. Deci există personal calificat în apropiere de acest spital, în zona, în vecinătatea lui, dar, din păcate, acest spital nu reușește să fie interesant pentru personalul calificat care ar putea. Nu e interesant pentru că ei trăiesc în bula lor, acolo unde se protejează unii pe alții. Potrivit acestei anchete, medicul își lăsase parafa la asistentă, adică în felul acesta își delegase atribuțiunile și probabil că s-a dus la culcare sau unde s-a dus el. De ce să vină cineva care să vrea să muncească pentru a le tulbura acestor oameni somnul pe bani destul de mulți, nu? Da, și este o mare problemă pentru că Spitalul Municipal din Urziceni este, de fapt, cum spuneam și eu, o instituție mult mai mare decât
ea poate fi susținută de cei 18.000 de locuitori ai orașului. Probabil sunt mai puțin pentru că o mare parte sunt plecați la muncă în străinătate. Și cred că acest spital a fost folosit foarte multă vreme ca o modalitate prin care se deturnau banii din taxe și impozite. Am spus ieri, pentru mine a fost șocant să descoper o decizie a Consiliului Local din aprilie 2022, pe care făcea o investiție de 12 milioane de lei, de peste 2 milioane de euro, pentru a construi un nou corp al acelui spital, care nu este deloc mic, exact cum prezentați și voi în imagine. Este o construcție foarte, foarte mare. Deci 12 milioane de lei înseamnă undeva peste 2 milioane de euro. Am calculat eu cam 111 euro de fiecare locuitor al orașului, dacă ar fi toți 18.000 acasă. Da, deci o sumă extraordinar de mare. Păi dacă tu transferi acești bani doar să construiești un corp de clădire, de unde să mai ai bani, să ai un management performant, să angajezi oameni pe toate posturile, să-i trainuiești, să ai... Chiar dacă îi angajezi, a întocmit o notă de relație, Emilian, adică DSP a întocmit o notă de relație, să vorbim despre cine face anumite lucruri. Din această notă reiese că medicul nu a fost anunțat deloc de către asistentă. Deci informațiile pe care le aveam la început, că medicul nu a fost deranjat, a fost lăsat să doarmă, sunt adevărate. Păi probabil îi dăduse consemn să nu-l trezească pentru chestii minore și acest episod fiind considerat că e ceva, nu e ceva grav, probabil că asistent avea consemn ca medicul să nu fie trezit. Se întâmplă și am mai auzit cu toții de astfel de situații. Dar pe de altă parte, acest lucru și această procedură arată criza de management și de autoritate la acel spital. Și de asta, repet încă o dată, e o mare problemă și cred că acest fel de a face afaceri, adică de a deturna bani din taxe și impozite pentru a susține instituții foarte mari, spitale în general, de sănătate, pe comunități locale mici care nu poate să suporte acest lucru, nu face decât să adâncească corupția. Da, e foarte interesant ce se va întâmpla, pentru că directoarea aceasta a fost suspendată. Știm că directoarea era membră a PNL, iar Partidul Național Liberal, nu știu, parcă a exclus-o pe directoare și l-a trecut pe primar pe o listă de posibile excluderi. Nu știu dacă a avut loc efectiv și excluderea primarului. Viitoarea directoare sau viitorul director, cine va veni în fruntea spitalului din Urziceni? Va fi tot din PNL sau, nu știu, de la vreun alt partid? Oricum, oricine va veni, probabil că tot de la PNL, pentru că administrația locală e controlată de Partidul Național Liberal în Urziceni, nu știu de unde, din altă parte, și nu cred că vor găsi. Problema foarte mare acolo că oricine va veni se va confrunta, în opinia mea, cu o problemă de nerezolvat. Nu, un manager de spital acum nu mai poate rezolva problema spitalului din Urziceni. Și cred că nici măcar administrația locală. Cred că este o problemă care poate fi rezolvată doar cu implicarea Ministerului Sănătății, în opinia mea, pentru că este atât de mare și atât de complex. Ai un spital care nu este acreditat, este foarte, foarte mare, efectiv seacă bugetul local, deci nu există. Și cumva trebuie oprit această scurgere de fonduri aiurea și spitalul ăla trebuie, la cât e de mare, trebuie preluat în rețeaua, hai să zic, într-o rețea guvernamental de spitale. Nu poate. Acest spital nu va funcționa niciodată. Nu poate fi lăsat la primărie. Asta este... Nu va funcționa niciodată, pentru că e foarte, foarte mare, în opinia mea. Nu există primărie de nivelul Urzicenului care să poată să susțină un astfel de spital. Da. Ori e preluat Consiliul Județean la nivel de județul Ialomița și se face ceva, ori altfel este va fi doar o gaură neagră și o sursă de corupție continuă în acel oraș. Emilian Isăilă, mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. În câteva minute, jurnalul orei 15 cu Irina Petraru. Te ascultăm, Irina. Bun găsit, se spunea că în România oamenii sunt prea săraci ca să-și permită droguri. Ei bine, nici acest lucru nu mai este valabil. Părinții au acum motive foarte mari de îngrijorare. Consumul de droguri în rândul copiilor a devenit o problemă. Cel mai recent caz, cel al copilei care a murit după ce i-ar fi fost injectat un drog extrem de periculos fără voia ei, asta este varianta părinților, cel puțin
readuce în atenție acest subiect și vorbim în jurnal cu un expert, încercăm să aflăm și ce pot face părinții pentru a-i feri pe cei mici de acest risc imens. Și tot de la fix vorbim despre pensiile speciale, care ar urma să fie tăiate. Asta dacă nu cumva în sesiunea extraordinară din Parlament, care va fi convocată, nu se va găsi o nouă soluție de a fenta aceste măsuri cu aceste subiecte și, bineînțeles, cum multe altele vă așteptă în jurnalul orei 15 de la fix. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem duminică de la ora 21. Să aveți o după amiază liniștită.